Acest curs de dezvoltare personală pe care l-am început în anul 2012 sunt exercițiile făcute de mine în facultate și workshop-urile și antrenamentele la care am participat ca actriță la Teatrul Național Cluj și sunt aplicate pentru tineri din toate domeniile de activitate. IT, arhitectură, design, arte. Și sunt gândite pentru generarea unei gândiri vii, generatoare de energie creatoare. Exerciții de tehnică de teatru pentru eliminarea unor blocaje complexe și traume. Ce înseamnă asta? Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le puneți, să discutăm. Complexe, traume, blocaje emoționale, slab, vulnerabil, fragil, fricos, timid și alte etichete puse de cei cu iluzia superiorității. Da? Scăparea de frecușul banalității cotidiene. Schimbarea mentalității. Sunt exerciții de antrenare a voinței, a inteligenței emoționale, pentru control mental și emoțional. Ziceam de programul care mai cuprinde un curs structurat în programa de bacalaureat pentru elevii de liceu și pentru cei care au căzut bacul la limba română. Ore de teatru în care lucrăm strict pe subiectele de bac din perspectivă teatrală, ceea ce permite asimilarea informației fără efort, în joc. Teatrul îți oferă plăcerea de a înțelege un personaj din interior, de a-l caracteriza, de a analiza și reprezenta, ajutat de propria ta viziune. Și elimină, ziceam eu, corvoada copreșitoare, distructivă a unei înțelegeri mecanice care implică poate ambiția și dorința de rezultate și deloc interesul viu al elevului. Textele studiate în liceu, autorii, dramaturgia sunt fascinante, ziceam. Pot fi fascinante prin ele însele și a le reprezenta prin teatru oferă acces direct la o înțelegere personală a caracterului, a construcției, a tipologiei, a profilului psihologic al unui personaj. Intră direct în dinamica afectivă a unui poet și în starea acestuia de inspirație în momentul scrierii unui text. Am impresia că nu mă aud. Că e ok? Că e senzația mea că nu aud. Le experimentez propriile tale percepții și nu este însușire mecanică plictisitoarea unei forme academice inaccesibile unui elev simplu, altfel pentru o minte dezvoltată în parametri normal, însă care nu are disponibilitatea de a sta pe scaun ore întregi și a înfiera cu fierul roșu pe partea luminoasă a conștiinței un text literar, cât ar fi de românesc. Ziceam că pentru mine este tortura în stare pură și un efort total inutil atâta vreme cât nu este procesat de propriile percepții și trăiri interioare ale elevului, cât timp acea problematică propusă nu devine personală și actuală. Motivația unui calificativ bun și a unui certificat de absolvire nu este și nu poate fi justificată psihologic și de aceea devine un fals flagrant care îndepărtează elevul de fascinația operelor literare românești de o autentică valoare. Desigur, aceste structuri de gândire deficitare sunt formate și implementate în copilărie. De aceea am conceput un program de ore individuale pentru copii, în care jocurile teatrale permit formarea unei structuri de gândire autentice și consecvente adevărului interior, care mi se pare garanția unui succes real și nu al celui prezis de Andy Warhol, artistul pop art new-yorkez în anii 70, la începutul epocii industrializării, când spunea: în viitor,
fiecare persoană va avea cele 10 minute de celebritate ale sale. Și pentru că am pomenit de cele 10 minute de celebritate, ziceam, revin la tema propusă de echipa Bookland și care este tineri, educație, talent și succes. Gândindu-mă la cele 10 minute de celebritate, am asociat cu creșterea continuă a dorințelor și nevoilor induse de mașinăria publicitară. De societatea structurată astfel, în a ne constrânge permanent de a fi producători și consumatori. Publicitatea TV este mijlocul cel mai puternic de comunicare inventat de rasa umană. Stai liniștit, pasiv la TV și urmărești reclame și emisiuni în spatele cărora sunt niște oameni inteligenți, puternici în producătura informației și sensului, care nici măcar nu este unul bun, ci doar o propagandă pentru cultura de consum. Hai să mergem la mall și să stăm acasă, unde ne îndopăm cu mâncare în fața televizorului, după care ne trezim de dimineață și mergem la job să intrăm în rând. Pentru mine asta e violență pură. Am fost invitată să vorbesc despre succes. Și despre ce înseamnă pentru mine succesul. Succes pentru mine înseamnă că știu că adevăratele talente se țin întotdeauna în umbră, departe de ostentație și fără să facă zgomot. Adevăratele talente nu simt nevoia să facă zgomot. Își cunosc adevărata valoare, sunt conștienți de faptul că sunt chemați să-i duce pe ceilalți. Un butoi gol face mai mult zgomot decât un plin întotdeauna. Talentul recunoaște talentul și îl prețuiește. Stimează personalitatea umană. We'll be right back.